astăzi l-am trolat pe Andrei 2010 la un concurs de construit pe Minecraft. Da, seria voastră preferată este aici. Practic am spus lui Andrei 2010, băi, hai să facem niște construcții, hai să facem un episod în care ne bătem în construcții. Numai că eu am folosit un hack de desenat în care practic eu dacă desenam apărea construcția respectivă, sau mă rog, desenul respectiv. Și credeți-mă, Andrei n-a fost absolut deloc fericit să vadă chestia asta, pur și simplu a ieșit din joc. Și da, oameni buni, dacă vreți episoade de genul în continuare, nu uitați să lași voi aici un mare, mare, mare like la acest videoclip, un subscribe, un clopoțel. De asemenea, nu uitați că mâine, sau mă rog, depinde când voi vedeți acest videoclip, dar pe data de 1 iunie, pe site-ul iSilent.ro se lansează noua colecție de vară, ce va conține un super ursuleț de plus. Și chiar mâine, adică tot mâine pe 1 iunie, sau din nou depinde când vedeți acest videoclip, o să apară noua piesă lansată de mine, practic. Așa că nu uitați să dați un mare like la acest videoclip dacă vreți episoade de genul, să stați mâine geană pentru că apar chestii noi. Oh, Andrei, prietenul meu, ești gata pentru un nou episod de construit? Da? Wow, și eu, ce coincidență. Pentru că, băi, Andrei, hai să le spunem și abonaților ce am discutat noi clar. Deci o să jucă legit, de fapt joci că eu n-am trișat cât tine de data asta și nu mai bagi hack, uite acum o să-ți verific peretele. Da, stai o secundă, da, deci practic ca să recapitulez, i-am promis lui Andrei că nu, că nu o să mai că nu o să mai trișeze nimeni, așa, da, perfect. Și practic o să fie totul ok și legit, uite, poți să-mi verifici peretele să vezi că eu nu văd absolut nimic pe aici, adică vezi destul de clar, nu? Adică e destul de... Da, ok, perfect, aia zic. Perfect, ok, bun. Da, și practic, după cum am spus, nu o să mai trișeze nimeni, Andrei. O să fie totul super ok. Și am înțeles că ai un mesaj pentru abonați. Da? Ce mesaj ai pentru abonați, Andrei? Toată lumea să apese butonul de like acum! Holy! Bun mesaj. Deci ați auzit, a zis clar și Andrei să dați un mare like în momentul ăsta. Și nu doar atât. What? Mai e ceva? Bă, Andrei, ce mai vrei să le spui abonaților? Mâine se lansează noul mărș de pe iSilent.ro alături de o piesă super, super, mega mișto. Am ascultat-o, e cea mai bună piesa ta. Fraților, Andrei a spus-o și i-am dat și voie să spună chestia asta, pentru că da, mâine pe iSilent.ro colecția de vară se lansează și o piesă pe canal. Dar acum hai să trecem la construitul nostru și să-i dăm drumul. Ești gata, Andrei? Începem șmecheria? Da, perfect. Bun, aici avem prima tematică pe care o să o construim, pentru că clar știm deja tematica. Hai să vedem ce o să ne pice. What? Andrei, știi ce a picat? Ce a picat? Ceva clasic greu de tot. Casă! Trebuie să facem o casă. Iar, frate, iar. Exact, Andrei, avem o casă. Așa că hai să începem. Ok, dar fără trișat, ok? Da, bro, gata, hai să începem. Avem 5 minute începând de acum. Bun, acum sunt prea mulți. Logică, doar nu credeți că o să joc legit. V-am zis și în intro. Acolo Andrei construiește o casă, habar n-am ce face. Bine, logică, o casă face. Și, băi, de data asta nici nu știu, frate, nici nu știu ce ar trebui să fac de data asta. Adică să fac o casă de asta extrem de basic, pe care o face toată lumea, așa, cu acoperiș de asta de zici că efectiv asta desenam eu în clasa a 5-a, gen. Eu mă uit la Andrei și văd că vrea de data asta să facă, cred că, ceva mai mișto decât a făcut el toate casele lui, pentru că știți că casele lui sunt oribile. Deci, întrebarea mea e ce să fac, ce să fac? Ha, bună întrebare. Andrei, ce faci? Care-i statusul tău? Care-i progresul tău? Casă? Are sens! Fraților, m-am dat pe mute. Ideea e în felul următor. Andrei a spart tot și acum construiește din nou. Bă, ce vrea să facă ăsta? Bine, mă, Andrei, eu vreau să te anunț că eu aproape termin, gen. Eu aproape mi-am terminat casa. A, jură pe morciu de pe iSilent.ro că nu trișezi. Bă, frate, gen, ce are, mă, Andrei? What? Ce smuchisile astea, doamne. Andrei, nu știu despre ce vorbești acolo. Eu nu jur pe nimic niciodată, îmi pare rău. Hai că eu mă concentrez aici, revin. Ok, fraților, deci nu știu ce are Andrei. Ideea e în felul următor. Magni, băi, Andrei face o casă clasică. Ce-ar fi dacă eu aș face ceva gen cea mai mare clădire din lume? Așa că m-am gândit să fac în felul următor.
Fiți atenți, Picasso. Deci, în primul rând, vreau să fie așa, niște scări aici, bam, frumos, ca să urci. Și aici să fie cea mai mare clădire cu foarte multe etaje. Deci astea sunt etajele ce construiesc eu aici, bam, frumos, frumos, frumos. Aici să fie o terasă, aici să fie ușa. Și uitați-vă, nu știu dacă înțelegeți arta, pentru că e o artă ce se întâmplă aici, înțelegeți? Deci e o mega artă ce se întâmplă aici. Aici o să fie o casă cu foarte multe etaje, cu o scară și, efectiv, aici sus vreau să fie o terasă. Așa că hai să vedem dacă merge chestia asta. Doamne ajută, n-am desenat foarte bine, dar hai să vedem. Întrebăm foarte puțin acest videoclip pentru a le mulțumi prietenilor noștri de la SteelSeries pentru această nouă pereche de căști. Probabil ați sesizat, dar de câteva videoclipuri am o nouă pereche de căști. Este vorba despre modelul SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Noile căști de la SteelSeries care cel puțin pe mine m-au dat pe spate. Și da, cam astea o să fie căștile mele de acum încolo pentru foarte mult timp și știu că foarte mulți m-ați întrebat, bă, Aisele, ce căști sunt alea? Care sunt căștile tale? Nu-i cum se numesc, nu știu ce, am văzut că foarte mulți erau curioși și am spus, băi, astea sunt căștile mele, am zis să le prezint, să le mulțumesc și oamenilor de la SteelSeries, prietenilor noștri. Câteva cuvinte despre aceste căști, ei bine, în primul rând, aceste căști sunt wireless, au un noise cancelling foarte, foarte bun, sunt niște căști de gaming. Acestea vin și cu acest mic dock care practic face toată conexiunea wireless între căști și calculator și este absolut genial pentru că poți controla volumul, poți să-ți alegi din ce sursă să-ți vină sunetul, line-out, wireless, Bluetooth, pentru că are și wireless și Bluetooth. Și cam așa se aude și microfonul. Eu zic că, bă, chiar își face treaba, adică e bun, n-am ce să zic. Și da, cam astea sunt căștile mele de acum. Le mulțumim și de la SteelSeries, hai să trecem la clip. BAM! Bă, ce e asta? Când ziceam că are mai multe etaje, nu mă gândeam la asta. Nici nu se încarcă. Efectiv, nici măcar nu suportă Minecraft-ul. Așa ceva, bă, băiatule. Ce e asta, frățioare? Uite, și de scara de care ziceam. Nu cred. Ok, asta e... Asta e, cred că e o casă care, cred că, oh my god, s-a blocat Minecraft-ul, ești nebun? Holy, nici măcar, ok, gata, acum s-a încărcat toată. Uitați-vă ce se întâmplă, bă băiatule, trebuie să măresc ciancurile, trebuie să, mamă. Ok, deci asta e casa și cam așa e desenul, după cum puteți observa, dar hai să scăpăm de el să nu-l vadă Andrei. Și acum, hai să ne întrebăm ce face. Uitați-vă, băi, dă acolo de treabă, uitați-vă cât de... Băi, ok, hai să ne întrebăm. Andrei, ce faci? Vreau doar să știu ce faci. Casă, și cam cât mai ai, gen, în ce stadiu ești în momentul de față? Mă, ce se întâmplă aici? În ce stadiu ești, Andrei, în momentul de față? Vreau să te întreb. What? Ce era chestia asta? Păi au trecut 3 minute. Ok, la început sunt. Ok. Deci au trecut 3 minute. Păi bă, Andrei, eu vreau să te anunț că eu am terminat. Gen, eu am terminat, Andrei. Ce bă, ai făcut cea mai mică casă din lume cumva? Bă, să știi că e destul de măricică. Numai că am încercat ceva nou de data asta, știi? Un hack nou, nu, un stil nou. Pentru că știi că eu sunt așa mai artist, mă știi, nu? Adică știi că sunt artist. Nu? Ok, bun, forță atunci. Bă, ne rețin să te anunț că mai sunt 2 minute. Așa că succes sau ceva. Habar n-am, nu știu, adică eu am terminat, eu am casa, ce bă? Păi, gata frate, mai sunt 2 minute. Chiar sub 2 minute, ce bă, ai făcut casa aia din cei 3 purceluși? Cum adică, bă, din cei 3 purceluși? Casa din paie! Asta, vezi ce casa din paie am făcut. Hai, Andrei, că eu am terminat. Te aștept acum. Ok, fraților, vreau să adăugăm și ceva nou în seria asta. Practic, acum sunt invizibil. Ardei nu-mi vede particulele. Deci stați liniștiți, domnul Ardei este în siguranță. Nu mă vede. Și vreau să văd ce reacție ar avea dacă efectiv îi sparg blocurile pe care el le pune. Gen, mă rog, el nu știe că și eu, evident, pentru că nu-mi vede particulele, stați liniștiți. Bă, lasă hack-urile! Eu i-am zis că oricum sunt aplicat, adică nu sunt la calculator, deci eu nu înțeleg cu cine vorbește în momentul ăsta. Hai să mai vedem ce zice. Deci eu n-am idee cu cine vorbește omul. Scoate-te de pe mut că știu că acum le zici abonaților, haha, uitați-vă, sparg blocurile, îl trolez. Da, nu știu despre ce vorbește Andrei. Deci o să sparg blocuri până zice că e lag. Ok, deci uitați-vă, pune blocuri și acum le sparg eu, gen, de parcă, bă frate, e lag atunci?
Dacă nu ești tu, din nou nu știu cu cine vorbește, pentru că eu practic sunt AFK. Dar hai să-l așteptăm să termine casa. Hai, bă, Andrei, mai ai la cocioaba aia infectă. Bine, mă, bine, dacă vrei să facem în 5 minute. Păi gata, au trecut 5 minute. Gata, efectiv. Tu probabil ai făcut cea mai mică casă. Da, bine, ok, în orice caz. Hai să vedem. Păi, hai să ne uităm mai întâi la tine prima dată. Ești de acord să ne uităm să mai întâi să jurizăm la tine? Da? Ok, hai să vedem ce casă a făcut Andrei în 5 minute. Bam! Oh my god, bro, ce e asta? Bă, Andrei, gen, cereți, mă, că e mare pentru 5 minute? Da, cred că chiar e destul de mare pentru 5 minute. Băi, actually, tu probabil ai făcut-o 3x3. Gen, fii atent, Andrei, tu zici că am făcut ceva de genul, gen, tu zici că am făcut o casă de genul, cam așa, da? Păi, bă, actually, fii atent, vrei să zic un spoiler? Casa mea e cam asemănătoare cu a ta, gen, chiar sunt destul de asemănătoare. Ok, ce mă bucur. Ok, dar totuși vom turul. N-are interior, n-are zime exact. De ce ar trebui să-ți dau eu punctaj maxim la casa asta? Păi în 5 minute, ce interior să fac? Bă, da, într-adevăr, n-ai ce interior să faci. Eu zic că e destul de ok. Puteai să pui și tu, măcar așa din bun simț, aici un sign cu subscribe, like, silent. Adică e doar așa de bun simț, nu de ok, bine. Păi eu sincer îți dau 3 din 5 la casa asta, sincer. 3 din 5 stele. Ok, bine, bun, hai. Bun, Andrei, gata? Hai să vedem și casa mea. Bam! Ok, aici este casa mea. A ieșit! Bă, eu, ok, deci Andrei, asta e casa mea. Eu ți-am zis că nu mă mai joc cu tine dacă bagi hack, Andrei. Ce hack? Despre ce vorbești? Hai să-ți prezint casa mea. Gen, asta e casa mea, literalmente. Ce, bă? Tu faci mișto de mine? Nu, nu știu despre ce vorbești, Andrei. Hai să-ți explic ce se întâmplă aici. Este o casă mai interesantă deoarece în loc de glez are copaci. Este ceva super unic. Și vreau să-mi spui părerea ta sinceră. Urit? Ok, deci nu-ți place design-ul. Gen. Adică, bă, totuși imaginează că am făcut-o în 5 minute. Adică îți dai seama că n-aveam ce să fac mai mult de atât, nu? Adică, da, aia zic, gen, știi? Trebuie să înțelegi tu faptul că nu puteam să fac ceva mai mult de atât în 5 minute. Adică, totuși, trebuie să înțelegi tu chestia asta. Aici e un loc destul de interesant. Ai făcut off-camera de la episodul 1 la episodul 2? Nu. Practic, aici este vârful. De aici vezi extrem de frumos tot ce se întâmplă. Și, ia spune-mi, ți se pare o construcție bună, sincer? Bă, da, pentru 5 minute se putea mai bine. Bă, da, ți-am zis, nu-i cea mai bună construcție, dar eu zic că e o construcție ok, sincer, adică e decentă cel puțin. Adică, tu ce calificativ mi-ai oferit? Adică, zici și mie, ce notă mi-ai da? Ok, 3 din 5 și eu solid, solid, dar e cu hack! Adică îmi dai un 3 din 5 solid? Bă, eu zic că e bine, adică și eu ți-am dat 3 din 5, nu înțeleg că faza cu hack-ul chiar nu înțeleg, sincer. Uite, aici sunt scările, te invit, bă, dar tu ziceai că eu n-am interior, dar tu ai. Bă, să știi că e interior, dar nu-l vezi tu, gen, din păcate. Nu-l vezi, pur și simplu. El există, dar tu nu-l vezi, înțelegi? Aia e problema. Are sens? Gen, are sens? Nu? Ok, da, nu, bine, dacă nu are sens, mă rog. Ok, mi-ai dat 3 din 5, hai să trecem la următoarea construcție, nu? Bă, ce s-a întâmplat? Dar următoarea nu o mai faci cu hack, da? Bă, frate, nu știu ce hack vorbești, nu știu despre ce vorbești, hai să trecem la... Ok, domnule Andrei, aici sunt în caz că nu mă vezi. Hai să alegem următorul subiect, ești gata? Da, ok, hai să vedem. Dă-i tu de data asta, dă-i tu, hai să vedem ce spică. Și... ce avem acolo? Nu cred. Ce e asta? Ce avem? Dragon! What? Eu n-am făcut în viața mea un dragon! Andrei, cum fac un dragon? Ajută-mă! Te descurci? Păi tu știi să faci ceva la dragon? Eu habar n-am, bă, frate, ce ar trebui să fac în momentul ăsta. Nu știu? Bun, văd că știi, ești pregătit pe tine, sincer. Logic că eu o să mă descurc mai bine decât tine. Ok. Bine, mă, Andrei, vedem, hai, succes! Hai să începem? Bun, hai! Bun, 3, 2, 1... 5 minute început de acum, haide, hai să vedem, bun, revin. Ok, fraților, deci în momentul de față m-am dat pomod. Bă, frate, cum fac eu un dragon? Ok, deci în primul rând, cred că aș vrea să fie un dragon roșu. Așa, bam, frumos, frumos, aici să fie. Asta e oribil. Cred că am nevoie de o planșă mai mare puțin. Aha, așa mai vine acasă. Bun, deci aici, fii atent, vreau să fie un dragon roșu, de foc. Fii atent, roșu cu galben. Pentru că, logică, na, culorile focului sau, mă rog,
Fisher McQueen, mai are culorile astea, dar nu se pune, cred. Ok, bun, și fii atent. În momentul de față vreau să-i fac picioarele. Mamă, o să iasă oribil. Ok, și aici să fie corpul. Bam. Arată efectiv ca niște cartofi prăjiți în ketchup. Oh my god, ok. Deci nu pot să cred că nu știu să construiesc un să desenez, frate, nici măcar să construiesc un dragon. N-a poftim, bă, frate, efectiv nu știu să fac un dragon. Aoleo, ok, bun, fii atent. Astea-s picioarele dragonului, ok. Ok, bam, frumos. Bă, dar de ce ești așa tăcut în clipurile de construit? Vorbeam cu abonații. Tu ce faci acolo, Andrei? Tu ce progres ai? Ok. Doar vorbeam cu abonații, nu facem nimic altceva sau ceva. Adică, uite, și acum dacă vrei, vorbesc cu tine dacă e nevoie, știi? Nu e problemă sau ceva. Adică dacă te simți singur și n-ai cu cine să vorbești, poți să-mi spui mie, gen, știi? Adică nu e problemă. Ia stai așa, o secundă, că mă strigă mama. Ok, bun, fraților, nu știu exact ce vrea Andrei. Bă, frate, arată atât de oribil dragonul ăsta. Deci, încerc să... Deci, aici, nu știu, să aibă niște coarne, eventual. Și, bă! Ok, bun, și aici o coadă foarte frumos, bam, frumos. Bă, nu știu, credeți că o să iasă ceva din asta? Mi se pare oribil, dar hai să vedem. Doamne ajută! 3, 2, 1, bam! Bă! Ce? Oh my god, eu chiar am construit asta. Mă rog, nu, gen, n-am construit eu asta. E, cred că destul de logic, dar oh my god, eu chiar am desenat asta. Nu, cred că totuși nici asta nu am desenat-o. Eu am desenat o mizerie, dar wow! Băi, cât de tare a ieșit. E literalmente exact cum l-am desenat. E efectiv cum l-am desenat, gen două aripi, picioare, coadă, urechi. Și sunt foarte curios ce face Aoleo, hai să-l întrebăm. Bă, Andrei, ce faci în secunda asta, gen fix în momentul ăsta? Dragon? Ah, ok. Enter Dragon. What? Ok, păi ce pixel art? Pentru că eu n-am făcut pixel art, eu am făcut ceva. Păi, bă, frate, vii cu pixel art-uri aici la mine, frate, că eu am făcut ceva mai șmecher decât un pixel art. Adică, pe bune, probabil urit. Bă, tu ești urit. Bă, frate, nu, deci chiar mă dezamăgești. Eu fac aici ceva unic și tu faci pixel art. Ok, taci odată cu lauda și poți să mă lași să continui construcția? Gen, să-l mai faci ca un copil de 13 ani, gen? Bine, ok. Mă rog, nu știu care dintre noi are 13 ani de aici, dar bine, mă, Andrei, hai. Te las, eu voiam să te ajut. Dar bine, hai, te las acolo să-ți faci tu treaba. Eu chiar voiam să fiu de treabă și chestii de genul, dar văd că n-am cu cine. Gata, bă! Ok, Andrei, chiar sunt sigur că ai făcut ceva super mișto. Mamă, cum ră... bun, fii atent, hai să vedem. La cine vrei să vezi prima dată? Dau peretele jos și te uiți mai întâi la mine sau la cine ne uităm prima dată? Să vedem. La tine? Ok, ok. Bă, sper să nu-mi judeci foarte mult construcția, pentru că e ceva... Nu știu, eu am impresia că tu ai făcut ceva mult mai mișto. Promiți că nu o să râzi de mine, te rog? Da? Bine. Ok, Andrei, 3, 2, 1 și... Wow, mamă, ce... Bă, vezi că a făcut mișto rău de tot. Ce, mă? Bă? Da, asta am făcut eu. Hai să-ți arăt. Vrei să-ți arăt mai întâi la mine? Scoate hack-ul, bă! Ce, mă? Bă, Andrei, ăsta e dragonul meu la care chiar am lucrat foarte mult și te rog să vorbești frumos despre el în primul rând. Deci, lasă-mă că tu ai făcut cu hack. Am, Andrei, pe bune, gen... Bă, ce, mă? Andrei, calmează este puțin, stai! Bă, stai, bă! Hai, bă, Andrei, zi-mă o notă la dragonul ăsta, ia uite-l. Mamă, cum ești de bun, vezi că e forță rău, Andrei. Bă, trebuie să recunosc că arată epic. Aia zic, aia zic, păi logic. Era și mai epic dacă îl făceai tu, deci 5 din 5 pentru cel care l-a făcut. Adică pentru mine. Wow, mersi, Andrei. Nu pot să cred că mi-ai dat punctaj maxim de 5 din 5 pentru mine, oameni buni. Ok, asta e genial. Păi, bă, eu l-am făcut, nu pentru tine. Păi, bă, lasă dragonul, Andrei. Mă, frate. Bă, Andrei, efectiv. Doamne. Ok, hai să văd ce ai făcut și tu. Bă, eu cred că am făcut mai bine decât tine, pentru că am făcut ceva realist și ceva la care am depus muncă. Ok, hai să vedem ce ai făcut atunci. ok, Andrei, bă, te râs, mă, că tu ai băgat hack. Bă, nu știu, râd că e interesant, adică nu râd că e nașpa sau ceva, adică e...
tare, cred. Are niște corne aici. Deci asta e Ender Dragon-ul, nu? Asta zici tu, asta îi presupune. Asta îi spune tu că e asta. E bebe Ender Dragon. Ok, și fii atent. Hai să facem un exercițiu. Dacă ar fi să-ți dai tu o notă, ce notă ți-ai da? 5 din 5, clar? Bă, ok, o să dau și eu 5 din 5, pentru că și tu mi-ai dat 5 din 5. Deci eu chiar o să-ți dau 5 din 5. Deci chiar îți mulțumesc pentru că mi-ai dat 5 din 5 și ți-am dat și ție. Bă, nu ție, ți-am dat lui ăla care a făcut construcția, am dat? Nu tu? Ok, mersi mult de 5 din 5, Andrei. Hai să trecem la următorul subiect. Bă, ce Andrei, ce nu-ți convine? Nimic? Hai. Ok, bine, mersi pentru 5 din 5 și chiar îți mulțumesc foarte mult că mi-ai dat această notă. Ok, Andrei, hai să vedem următorul subiect. La leg eu de data asta? Da, perfect. Hai să vedem. Ok, hai să vedem. Bă, ce era aia? Bă, nu știu despre ce vorbești. Hai să vedem următorul subiect, ce era aia? Din mână. Era un buton, Andrei. Era butonul, chiar nu l-ai văzut, gen era un buton. What? Andrei, poți să-mi dai aia înapoi? Explică ce e asta. Am venit la școală, am avut ora de desen astăzi și am avut nevoie, îți dai seama. Ah, ok, păi aia zic, mă, ia uite-l, mă. Ok, bun, hai să vedem ce tematică pică de data aceasta. Bam! What? Andrei, pe foaia asta scrie orice. What? A? B? Deci temă la alegere. Deci temă la alegere. Deci putem să construim orice. Ok. Bă, Andrei, cum adică orice? Explică! What? Adică temă la alegere. Bă, păi, și tu ce faci? Nu știu, o casă. Ce sens are să zic dinainte? Da, chiar, că practic nu trebuie să... Bine, ok, hai să desenăm orice. Să construim orice. Ce? Nu știu exact cine ești. Nu, să desenăm. Ok. Bun, păi, Andrei, hai să vedem. Ce, bă? Nu, ok. Adică să desenăm. Să construim. Bă, hai că eu am plecat, pa. Ok, fraților, era... Adică era să mă dau de gol. Bă, frate, nici eu nu mai știu ce vorbesc. Ok, Andrei, timerul începe în 3, 2, 1, 5 minute început de acum, start! Ok, hai să vedem, bă, oare ce o să fac Andrei, întrebarea mea? Ok, ce? Fraților, ce face Andrei aici? Habar n-am, hai să mă gândesc ce să desenez, practic. Ha, ok, băi, ia să-mi dau eu seama ce face Andrei acolo. Face un cub alb, ok, hai să fac și un cub. Hai să vedem despre ce e vorba. Dacă omul meu face un cub, hai să fac și eu. Uite, așa, ceva de genul. Deci vreau să-l copiez unul la unul. Fii atent că murim de râs. Deci îl copiez unul la unul. What? Ceva cu galben? Ok. Mă, voi vă dați seama ce se întâmplă acolo? Mă, ăla e logo-ul de la McDonald's? Nu spune că deja m-am prins. Bă! Efectiv, omul meu face un McDonald's. Ok, știi ceva? Da? Ok, dacă Andrei face un McDonald's, fraților. Deci dacă Andrei face un McDonald's, ghicișe. Eu fac un KFC. Pentru că în primul rând vreau efectiv să-l șochez. Deci imaginați-vă, el face un McDonald's, eu o să fac un KFC de 1000 de ori mai șmecher. Și chiar sunt curios care o să fie reacția lui, gen. Ok, bun, hai să vedem cum fac eu un KFC. Deci în primul rând, bam, nu, o parcare, deci trebuie să aibă parcare, da? Deci bam, aici e parcarea, frumos. Și aici o să fie KFC-ul propriu zis, bam, frumos. Și uitați-i, K-F-C. Da, hai că numai KFC nu e asta dacă e. Vă rog, nu râdeți, deci cine râde de mine, Doamne ferește. Ok, KFC. Da, cred că totul se înțelege, ok? Și uite, ăsta e colonelul Sanders aici, vedeți? Bam, bam, frumos, da, ok. Credeți-mă, ăsta e un KFC, vă rog, credeți-mă pe cuvânt. Doamne ferește, ce fac aici, hai să vedem. 3, 2, 1, bam! What? KFC cu diamante? Ok, cred că e ok. Mamă, stai și puțin mai... Adică a ieșit bine. Mamă, vezi că e forță în interior. A ieșit bine, iau te aici cu băuturi, ce trebuie, tot ce trebuie. Numai că, bine, la cum l-am desenat, uitați-vă și voi, cred că chiar a ieșit ok. Și uitați-vă, și am primat un McDonald's. Ok, cred că efectiv o să moară când o să vadă chestia asta. Adică KFC-ul meu, eu zic că e top și are și diamante. Adică, vă rog frumos, deci pentru diamante, eu zic că puncte în plus pentru asta, pe bune.
Andrei, ce faci? Cum ești? Ce faci? De ce desenezi acolo? Ce construiești? O construcție? Ce, mă? Nu știu, nu mă. Am fost la ora de desen la școală, știi? Și mi-a rămas în cap, nu știu exact de ce. Voiam doar așa să văd ce mai faci tu așa ca om, gen, ce mai zici, ce mai învârți. Pare foarte sas! Bă, tu e sas în primul rând. A, deci cumva faci una Among Us, că ai zis sas. Ai zis sas. Poate? A, ok, bine, mă, atunci hai să vedem. Bun, acum chiar îl așteptăm pe Andrei. Gata, record în 3 minute. Ce mai termin? Not? Ok, bine, presupun. Hai să vedem. O să dau peretele jos în 3, 2, 1. Dar stai. Nu pot să dau peretele jos. Pentru că Andrei nu înțelege ceva. Știi ce nu înțelegi tu, Andrei? Deci, fii atent. Știi ce nu înțelegi tu în momentul de față? Faptul că, efectiv, că ai lansat un mărș. Nu, mâine se lansează în primul rând. Nu mai spune că am spus o dată asta. După zice lumea că e cea mai mare reclamă. Există o persoană care se uită la acest videoclip și nu a dat like. Care e părerea ta despre chestia asta? Există o persoană care se uită în secunda asta și n-a apăsat butonul de like. Vreau să știu părerea ta sinceră despre chestia asta. Gen, stai așa pe spate. Eu sunt ăla probabil, dar o să dau acum. Nu, în afară de tine. Mai există o persoană care se uită pe televizor așa pe spate și nu dă like. Ce părere ai de persoana aia? Bă! Să știți că pe televizor s-a băgat opțiunea de like. Exact! Așa că, practic, folosiți-o. Ok, Andrei, 3, 2, 1, și... ok. Ok, Andrei, ce, bă? Bă, dar cum era posibil să fac eu un Mac și tu un KFC? Oh my God, Andrei, ești confuz în secunda asta? Ești confuz, bă? Tu baci hack, mă, bă, stai, Andrei, wow, deci care erau șansele chiar tu să faci un McDonald's și un KFC? Chiar nu înțeleg chestia asta. În schimb, trebuie să menționez faptul că al meu e mai șmecher, adică clar trebuie să menționez asta din start, adică mai are sens să zic că ai băgat hack. Nu știu despre ce vorbești. Este un nou KFC, Andrei, aici în oraș, da, ok, bine, ok. Bine, ok, este un nou KFC, hai să ți-l prezint, vino încoasă să fac tour-ul. Este KFC-ul meu preferat, la care mă rog să mănânc crispy strips cu sos American Dip în fiecare zi. După cum poți observa, este aici foarte frumos, intrăm aici, o bucătărie așa foarte frumos, aici băuturi. Ba, nu mai sparge KFC-ul! Te rog frumos să nu mai faci așa ceva, pentru că altfel o să trească să te dau afară din KFC-ul meu. Bă, nu mai băga hack. Andrei, ce notă îmi dai? Andrei, vreau să știu ce notă îmi dai. Zero! Frate, dar am diamante. Nici măcar pentru diamantele astea, gen, nu-mi dai o notă, ceva? Nu? Ok, bine. Hai să vedem ce ai făcut și tu. Mă, tu mie dai zero și ai făcut efectiv cel mai gol McDonald's din lume, gen. Păi eu am făcut asta, nu am băgat hack. Da, că eu am băgat sau ceva. Bă, actually, vrei să zic ceva altă, arată mai bine, parcă. Bă, pe bune de nu, păi da. Băi, aici cred că trebuie să recunoască și abonații puțin, că gen într-un fel aici al tău arată mai bine cumva. Dar în orice caz, eu zic să trecem la următoarea tematică, că deja nu mai are sens. Să scrie abonații comentarii cine a făcut mai frumos aici. Andrei, ești gata pentru ultima temă? Da, uite-te cu spatele la mine, da, tratează-mă cu spatele, că na, asta merit. Bă, sincer, după ce ai băgat hack, chiar da? Ok, hai să vedem, următoarea tematică este... Andrei? Următoarea tematică este Spider-Man. Yay! Bă, eu nu știu să-l fac pe Spider-Man. Personajul meu preferat Marvel, oh my God. What? Ok, bine, habar n-am. Baftă atunci. Doamne, Spider-Man. Cum fac eu un Spider-Man? Fraților, nici pe carte de desenat nu știu să fac unul. Ok, Andrei, avem 5 minute începânte acum. Ok, fraților, cum fac cu Spider-Man? Vă rog, ajutați-mă urgent. Ok, hai să vedem ce face Andrei. Bă, cred că de data asta nici măcar nu o să mai folosesc. Bă, a trișat! Ați văzut? Firar el să fie. Eu simt ga... Bă, Andrei, cum ai terminat, mă? Deja ești nebun? Deja ai terminat? Deja, da? Ok, pe aia că mai am și-o puțin. N-au trecut decât 30 de secunde, dar mă rog, în orice caz, bine. Stai așa, revin. Nenorocitul și-a băgat și el, a? Și-a băgat și el. Mamă, și-a băgat și el de ăla.
Dar nu e de la cu destinat, deci nu folosește acești chestii ca mine, dar în momentul de față, dacă Andrei face pe șmecherul, hai să vedeți cum o să fac și eu pe șmecherul. Stai așa. Andrei s-a pus cu cine nu trebuie. Ok, fraților, deci Andrei e șmecher, a? Fii atent atunci, dacă el e șmecher, să vedeți și șmecher sunt eu. Deci știi Spider-Man cum stă în poziția așa, bam, frumos, de dă cu, de la spider web, cum se numește de la. Ok, fii atent, o să-l fac așa cu mâna aici, bam, frumos, o să-l fac aici cu capul, bun, aici cu corpul, aici cu picioarele, da, arată oribil. Ah, cum fac un Spider-Man, bă, ok, fii atent, o să-i fac capul roșu. Stai așa, bam, așa exact, frumos, elegant, frumos. El e și cu albastru, pentru cei care nu știu. E și cu albastru undeva pe aici, știi, că asta e tematica Spider-Man. Și are ochii aia albi, fii atent, deci are așa forma ochilor, ceva de genul. Aha, înțelegeți? Înțelegeți, mă, ce se întâmplă aici? Ok, bă, zici că e efectiv Spider-Man. Mă rog, e un cap imens de Spider-Man, dar e Spider-Man, ok? Și fiți atenți, vreau să fie... O să scriu undeva aici mic să fie mare. A scris mare acolo, credeți-mă, deci trebuie să fie mare. Hai să vedem. 3, 2, 1, bam! Ok, hai să fie... Bam! Oh my god, fraților. Bă, băia! Bă, cât de șmecher a ieșit de acolo! E Spider-Man-ul făcut de... Nu mine, adică eu l-am desenat, dar bă, cât de tare ai și dă-te încolo. Ok, Andrei legit o să nebunească. Când o să vadă chestia asta, eu vreau să-i văd reacția. Și fiți atenți, o să las și peretele ăsta aici să vadă și să se prindă că l-am trollat tot episodul. Numai că vă dați seama că nu o să-l vadă, că o să fie prea uimit de Spider-Man-ul ăsta. Dar eventual când o să-l vadă, sunt curios ce părere o să aibă de faptul că a fost trollat. Andrei, eu am terminat! Aolo, în sfârșit, eu eram la frigider, îmi luam ceva să mănânc și te-am auzit de pe boxe. A, omul meu, își gătea, stătea pe spate, atât de mult am stat, mă. Eu am terminat acum câteva minute bune. Bine. Bă, Andrei, hai să vorbim mai întâi la tine. Hai să vedem ce a făcut Andrei, ia să vedem. Bam! Bă, băiatule, ce e asta, mă? Ce, bă? Adică, bă, e tare, actually. Bă, vezi că e chiar mișto dacă stau să mă gândesc. Adică e decent, gen. E ok. Bebe Spider-Man? Da. Bă, și tu zici că l-ai făcut tu așa de mâna ta, gen? Zici că tu l-ai făcut bloc cu bloc? Da, exact cum l-ai făcut tu, da. Ah, ok, adică legit l-ai făcut. Bine. Da. Ok, interesant. Bă, interesant Spider-Man, da, eu vreau să-l vezi pe al meu, Andrei. Da, uite, stai. Păi, eu vreau să-l vezi pe al meu, Andrei. Vreau să-ți demonstrez că eu l-am făcut și îl mai fac o dată, uite. Ia. Andrei, cum ai făcut asta? L-am făcut iar? Bă, tu trișezi, tu ai băgat hack! Oh my god, Andrei, ești descalificat pe viață! Ce, bă, tu trișezi? No. Ok, Andrei, hai. ce troll ești. Hai să-ți arăt tu Spider-Man-ul meu, Andrei. Ok, Andrei. Bam. Poftim, acesta este. Ce, mă, bă, ce, mă, ce? A ieșit. Bă, Andrei, eu nu înțeleg ce, nu-ți place Spider-Man-ul? N-ai cum? Pe cum, mă, l-am făcut exact ca tine, gen, complet, n-ai cum? Ha, mă, Andrei, bă, chiar nu-ți place Spider-Man-ul meu, gen? Ha, mă, Andrei, zi-mi o notă la Spider-Man-ul ăsta. Zi o notă clară și clasică. Interior are? Cum o să aibă și interior? Ești de mult, cum să fac și interiorul? Adică, e gen... E ok, adică e... Ce, mă? Ce, mă, ce nu-ți convine, efectiv? Ce nu-ți convine? Nu înțeleg ce nu... Ce, cum, bă, e atât de mare? Păi da, mă, Andrei, ți-am zis că, gen, mă închide și eu, așa, gen, știi că am stat puțin mai mult, am stat vreo 10 minute, am zis, bă, hai, mă, să fac ceva ca lumea, știi? Adică, să nu-mi bagi joc, gen, hack? No, Andrei, no. Bă, Andrei, dar și fii atent, știi ce trebuie să vezi tu? Fii atent. Vreau să vezi peretele ăsta puțin, gen, vreau să vezi puțin ce-i sticla asta. Andrei, în caz că nu te-ai prins, șopolane ce ești. Uite-te la mine, vreau să te uiți aici în ochii mei, vreau să te uiți la mine. Andrei, tot videoclipul a fost un troll și practic... iar, bă,
A ieșit. Bă, și voiam să iară desenul cum l-am făcut. Andrei, în caz că nu te-ai prins, practic am desenat toate construcțiile astea și s-au creat și ai fost din nou trolat. E mai urât decât prevede legea. Bă, tu ești mai urât decât prevede legea, în primul rând. Nu mă mai joc niciodată cu tine. Și a ieșit. Fraților, practic și el m-a trolat, deși eu l-am trolat, deci într-un fel este închid. Dar a zis că nu o să se mai joace niciodată cu mine. Na, cred că glumește.